Alexandrina astăzi a fost internată la secția de transplant cu mama ei. Încearcă să se acomodeze în noua ei cameră, în care va sta aproximativ o lună jumate izolată. Mamei ei se va corecta celule stem și vinerea viitoare, cel mai probabil, îi se va face transplantul de celule stem înrudit de la mama.